Domnule președinte al Academiei de Științe Moldovei, înalți preasfințiți și preasfințiți arhiepiscopi și episcopi, domnule președinte a Curții Constituționale, preacuvioși și preacucernici slujitori ai Bisericii noastre Ortodoxe, stimate maici, stimați ofițeri, iubiți întru Hristos frați surori, stimați participanți și invitați la această conferință. Anul 2016 este un an jubiliar nu numai pentru statul nostru tânăr, Republica Moldova, ci este un an jubiliar și pentru multe instituții despre care deja dumneavoastră ați vorbit, cum ar fi instituțiile de cercetare care au împlinit deja 70 de ani, 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe, dar anul acesta și Biserica noastră Ortodoxă marchează 90 de ani de la înființarea Facultății de Teologie de la Chișinău. Pe parcursul anilor, Biserica a avut ridicări, a avut cădere. Au fost timpuri grele, au fost timpuri favorabile, când au avut preoții posibilitatea să se roage liber, dar au fost și timpurile cele grele, când au fost bisericile, mănăstirile închise, iar preoții bisericilor au fost prigoniți. Despre aceasta vorbesc slujitorii bisericii, despre aceasta vorbesc savanții, mai ales istoricienii, care au și scris multe cărți despre timpurile cele grele pentru țara noastră, pentru biserica noastră, pentru trăitorii acestui pământ. Au trecut aceste timpuri grele, au venit anii 90 și dacă începem cu anii 90, atunci este posibil să aduc la uzul dumneavoastră că până în 1988, în Republica Moldova, adică Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, au funcționat 194 de biserici și unica mănăstire Japca de pe malul Nistrului. Începând cu anii 90, de când țara noastră a devenit țară independentă, s-au redeschis bisericile, s-au redeschis mănăstirile și nu numai s-au redeschis, ci s-au înființat noi biserici, noi mănăstiri. În prezent avem 48 de mănăstiri și 8 schituri. Avem în jur la 1350 de biserici slujitoare. Practic, aproape în fiecare sat este biserică, aproape în fiecare sat deja este preot, slujitor care deservește creștinii noștri ortodoxi. De asemenea, au fost înființate și școli teologice și în centrul Moldovei și în nordul Moldovei și în stânga Nistrului. De aceea, astăzi avem la număr 8 școli teologice, printre care avem și seminarul teologic și Academia de Teologie Ortodoxă aici, în orașul Chișinău. Și dacă la început era necesitatea de a hierotonisi, adică de a pune la treaptă de slujire bisericii pe cei mai vârstnici, bătrânei noștri, cărora le mulțumim și acum, unii dintre dânși au trecut deja la Domnul, au fost cântăreți pe la biserici, cunoșteau cât de cât teologia, cunoșteau regulile bisericești, îi hierotoniseam, îi puteam la treaptă de slujire. Acum, practic, rar când hierotonisim un diacon sau un preot numai cu seminarul teologic. Practic, toți sunt cu academiile teologice absolvite sau facultățile de teologie. Și la număr, acum, numai eu, în afară de episcopii Bisericii Ortodoxe de Moldova, care la rândul său hierotonisesc preoți și pun la slujire, am hierotonisit 1315 preoți la ziua de astăzi. Mai mult decât atât, pe parcursul acestor ani de zile, a fost posibil cu străduința preoților, cu străduința creștinilor noștri ortodoxi, cu susținerea și statului, să edităm cărți teologice, cărți pentru rugăciuni, cărți pentru slujire. Și putem constata că la ziua de astăzi am editat, am reeditat în toate limbile, și în limba moldovenească, cu grafie chirilică, și în limba română, și în limba rusă, și în limba slavonă, și în limba ucraineană, și în limba bulgară, mai mult de 450 de denumiri de cărți.
adică pentru toată populația din Republica Moldova au aceste cărți de rugăciuni sau cărți bisericești pentru a sluji Sfintele și Dumnezeiești liturgii. Pe parcursul anilor de zile am avut sprijinul și statului, am avut sprijinul și a preoților și a creștinilor noștri ortodoxi în ceea ce privește zidirea noilor biserici, zidirea chiar și noilor mănăstiri. Cele mai favorabile timpuri au fost de la anii 90 până anul 2001, când s-au redeschis bisericile, aveam această bucurie sufletească, împreună cu noi, cu slujitorii bisericii, participa conducerea statului la sfințiri, la bucuria aceasta care a venit pe acest pământ după ani de stagnare. Mai departe s-au redeschis bisericile. Cele mai favorabile ani au fost de la 2001 până în 2009, când s-au reparat capital cele mai frumoase mănăstiri din Republica Moldova, care este Mănăstirea Capriana, Mănăstirea Curc și multe altele mănăstiri care au fost ajutate, acordat ajutorul statului. Din anul 2009 până în prezent, nu ne putem lăuda cu ceva, că statul ne-a ajutat, dar cu susținerea aleșilor oameni din societate, poate și a unilor demnitari de stat, încă cât de cât să mai face ceva în biserica noastră, dar și în statul nostru. Dacă să vorbim despre ultimii vreo 4 ani de zile, practic nu am participat nici la o sfințire, măcar a unei răstigniri, fie în cimitir, fie în biserică, fie la biserică, cu actuala conducere. Să mă ierte Dumnezeu, dar vorbesc adevărul acela care este și care sfințiile voastre și domniile voastre le cunoașteți foarte și foarte bine. Dar noi ne-am adunat astăzi în această frumoasă sală nu să criticăm pe cineva, dar să ne rugăm bunului Dumnezeu ca în viitor să avem această susținere a conducerii statului, fiindcă noi suntem aceiași cetățeni acestui pământ, acestei biserici, acestei țări. Și este foarte bine când există o conlucrare între stat și biserică, care este și tema discuției noastre de astăzi. Și noi ținem să mulțumim unilor miniștri cu care deja am încheiat acord de conlucrare, acord de colaborare și după posibilitățile noastre, facem acest lucru frumos pentru a susține țara noastră, pentru a susține pe creștinii noștri. Îi susținem nu numai aici, în țară, ci și departe, peste hotarele sale. Adică avem înțelegere cu Patriarhia în țările în care există sau muncesc, chiar și la negru, creștinii noștri, avem deschise biserici acolo, avem trimiși slujitori ai noștri care slujesc în toate limbile, sunt cei mai dezvoltați în această direcție. Dacă vorbim despre Italia, în 3 limbi slujesc acolo. Adeseori plecăm și noi, arhierei, avem întrevederi cu dânsii și mulți se roagă ca să se întoarcă înapoi acasă. Dar să se întoarcă acasă, trebuie să aibă la ce să se întoarcă. De aceea, noi, în Biserica Ortodoxă, înălțăm Sfintele rugăciuni către Bunul Dumnezeu de fiecare dată, la fiecare slujbă, ca Dumnezeu să ne trimite liniște, pace pe acest pământ, ca Dumnezeu să ne trimite conlucrare între noi și între stat. Cu părere de rău, în ultimii ani, această conlucrare practic nu există, ca excepție, cum am vorbit eu, cu unele ministerie și mulțumim domnului președinte, domnul președinte Duca, aceasta și vorbesc acum, că are această dragoste față de Biserica Ortodoxă și iată, astăzi ne aflăm noi împreună cu dumneavoastră în această sală. Ne-am adunat să vedem ce am făcut până în ziua de astăzi, pe parcursul acestor 25 de ani, ce petrecem acum și ce avem să petrecem în viitor. Doar biserica și statul întotdeauna au fost împreună, nicătând, dar la timpurile cele grele. Cunoaștem și noi, mulți dintre noi, au început studiile teologice în timpuri Uniunii Sovietice, când biserica era prigonită, dar nu ne-am temut de timpurile cele, am mers cu pași siguri înainte și iată că
prin rugăciuni, încă o dată repet, am ajuns la ziua de astăzi. Ne pare foarte bine că pe parcursul istoriei, împreună cu savanții, împreună cu cercetătorii, împreună cu istoricienii, au lucrat cot la cot și mulți dintre preoți, pe care dumneavoastră foarte bine îi cunoașteți, dar au lucrat atunci, au intrat în istorie și astăzi ne-am adunat în această sală pentru a conlucra și mai departe și, cum spunem noi în Biserica Ortodoxă, Dumnezeu îi cunoaște pe fiecare sufletul lui, îi cunoaște cugetul lui și sper că în viitor vom duce o viață mai bună, în bună conlucrare cu Academia de Științe de Republica Moldova. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți!